În cursul zilei de duminică, liderul Alianței pentru Patrie, Liviu Dragnea, a anunțat că pe site-ul acestei formațiuni politice au fost publicate grupurile de inițiativă din fiecare județ. Partidul fostului lider PSD, Liviu Dragnea, are organizație și în județul Suceava. Primii trei membri ai acestui partid, care urmează să se ocupe de organizarea filialei județene, sunt foștii parlamentari PSD, Neculai Bereanu și Cezar Cioată, precum și fostul candidat al Partidului Pro-România pentru Consiliul Județen Suceava, Alexandra Harja Samsonescu. Neculai Bereanu a fost senator PSD în mandatul 2012-2016, după care a activat în Pro-România, în timp ce Cezar Cioată a fost ales deputat din partea PPDD, după care a mai făcut parte din Partidul Conservator, apoi din ALDE, după care s-a înscris în PSD. Alexandra Harja Samsonescu nu a făcut politică înainte de Pro-România, partid din partea căruia a candidat anul trecut la președinția Consiliului Județean Suceava.